Refugiații ucraineni continuă să fugă din calea războiului. Credeau că totul se va încheia rapid, însă au ajuns să piardă tot. Iar războiul nu dă semne că ar urma să se termine curând. Chiar dacă apele s-au mai liniștit în vămi, ONG-urile se pregătesc pentru un nou scenariu negru. Crucea Roșie se așteaptă ca un nou val de refugiați să intre în România pe fondul intensificării luptelor din estul țării vecine. Ucrainenii care locuiau în zonele invadate de armata rusă au trăit experiențe dramatice. Mulți supraviețuitori și-au văzut părinții sau chiar copiii uciși de bombele rusești. Acum au luat calea refugiului. A colleague of mine had an experience of hearing yesterday from a volunteer in the train station, I think it's called the North Guard North. He was there greeting people who are coming off a train, and this young volunteer, he was 20 years old, and he was talking to a young woman who was his age. She was 19 years old, and he was asking her what she was going to be doing, and then he said, "So are you here alone?" And she said, "My entire family is dead." Dramele nu se vor încheia nici măcar odată cu sfârșitul războiului. Cei care se vor întoarce în Ucraina nu vor mai găsi nimic. Viața lor începe de la zero. We know this conflict will probably not be over tomorrow, and even when it is, there's going to be a lot of recovery needed, and we will still be here to support that in the coming months and in the coming years. Crucea Roșie a trimis deja 4 convoaie de ajutoare în Ucraina. Asta înseamnă peste 1000 de tone de provizii. La vamă, situația s-a mai calmat, spun voluntarii, însă noi valuri de fugari sunt așteptate în zilele ce urmează. Dacă se intensifică luptele în partea de est a Ucrainei, ne așteptăm și la un scenariu negru care ar presupune intrarea în țara unui grup mai mare de refugiați din Ucraina, și asta presupune să fim pregătiți pentru o situație din asta. În plus, ajutoarele trimise spre Ucraina ajung tot mai greu la destinație. Nu găsim șoferi de tir. Al doilea ar fi că nu toți conducătorii auto și nu toate societățile vor să meargă în Ucraina. În acest moment, peste 700.000 de refugiați ucraineni au intrat în țara noastră de la începutul războiului.